interior construim această încredere. Încrederea în sine ține de natura minții noastre. De ce e în mintea noastră? Mintea noastră nu e substanțială. E asubstanțială sau nesubstanțială. Și atunci trebuie să ne adresăm cu metode specifice ei, nu să luăm magneziu. Trebuie să fie ceva de natura minții. Și atunci o îndrăznesc să fac o primă recomandare, a trebuit să fim conștienți ce este în mintea noastră. Să devenim conștienți ce este în mintea noastră și ne împiedică să avem încredere în noi. De fapt, ne face să nu avem încredere în noi. Să devenim conștienți care este curentul de gânduri. Trebuie să fie ceva în curentul nostru de gânduri care ne împiedică să avem încredere în noi. De undeva trebuie să vină această neîncredere. Și acesta e cumva al doilea pas. Ne întrebăm de unde o avem. Păi de unde apare? În curentul nostru de gânduri este de multe ori. Nu sunt în stare. Da. Nu merit. Nu sunt bun. Nu sunt bun. Nu mă descurc, nu pot, nu-i de mine. De aici încolo du-te tu că eu nu mai pot. Alții sunt mai... Da. Tineri, mai bătrân, mai înțeles, mai cu bani, mai frumos, mai deștept, mai devreme acasă. Deci atât mai târziu lucruri, acasă, nu contează. Iată câte lucruri identificăm rapid care pot sta în calea unei încredere în noi înșine. Aspectul exterior. Revenim. Este important la femei sau la bărbați? În încrederea în sine. În aceeași măsură, în egală măsură la toată lumea. Mintea e ca o moară care lucrează cu ce-i dai. Mintea nu e feminină sau masculină. Corpul e feminin sau masculin. Mintea înseamnă derularea unor procese mentale, unor procese de gândire, de regulă. Noi gândim la fel fie că suntem bărbați sau femei. Corpul este diferit din punct de vedere al sexului. Dar mintea nu. Unii m-ar putea contrazice și au spune că totuși mintea e, femeii e mai emoțională, că bărbatul e mai rațional. Nu, așa alege el să trăiască. Așa alege să-și folosească această morișcă a gândurilor. Așa a fost educat, antrenat, dresat să trăiască de către societate? Aia spune că e un cuvânt cam dur dresat, dar da, societatea are un rol important. Femeile oricum ne dresează, noi suntem ca niște cățeluși. Societatea are un rol important în modul în care noi învățăm să ne privim pe noi înșine, că despre Gabriel, acest lucru e vorba. Noi ca bărbați suntem dresați de femei. Mai întâi ne dresează mamele noastre și după aia când pun partenerele noastre de viață mâna pe noi, continuă dresajul. Nu ești de acord? Are legătură cu părerea despre noi. Și în cadrul părerii despre noi, cum ne vedem noi pe noi înșine, încrederea în noi înșine este aspectul poate cel mai important. Dar putem să privim așa dacă acest lucru ne aduce beneficii, valoare, nouă și celor din jur. Pentru că noi putem să ne alegem procesele noastre mentale, modul în care gândim, perspectivele din care privim anumite lucruri, cum interpretăm elementele de viață, viața în general. Dar hai să ne le alegem pe cele care ne sunt de folos. Dacă ne le alegem conștient, pe cele care ne sunt de folos, ne putem schimba viața, schimbându-ne acțiunile pe care le punem în viață și schimbându-ne gândurile care precedă acțiunile.